Ca să-l coste viața pe un copil din Neamț, băiatul de numai un an și jumătate aproape că a ars de viu după ce a căzut într-un foc aprins în grădină. Părinții aveau treabă, așa că l-au lăsat în grija surorii. Fata însă nu și-a dat seama că orice clipă de neatenție poate însemna o tragedie. Când au ajuns paramedicii, copilul de un an și jumătate intrase în stare de șoc. Era în stare critică. Plângea în ură, criatare. Păi aia a intrat în șoc. Merge acel. Băiețelul a suferit arsuri de gradele 1 și 2 pe mai multe părți ale corpului. El avea arsuri pe mâini, bilateral, față, genunchi și gambe și a fost internat la chirurgie infantilă. Totul a pornit de la neatenția surorii. Părinții aveau treabă prin curte și l-a lăsat pe cel mic în grija fetei de 9 ani. Cuștoaica însă și-a luat ochii de la el câteva minute. Eu am crezut că e cu el și ea s-a dus în casă de ea și am zis că e cu el. Și a plecat din lângă mine, a plecat din ochii mei. O căzut. Era de 3 zile, ars, era nailoanii, pungi din astea. Copilul s-a apropiat prea mult de foc și a căzut în flăcări. N-ați l-ați găsit sau l-a dus fata? Nu, o nepoță de-a mea o dat. S-a dus chiar lângă prău și când l-a văzut... Era căzut? Da, și ea l-a ridicat. Copilul va fi supus unui lung șir de intervenții chirurgicale de reconstrucție, iar medicii spun că refacerea ar putea dura câteva luni. Cea mai dificilă operație va fi însă cea de reconstrucție a feței. Inspectorii de la Protecția Copilului din Comuna Borca au deschis acum o anchetă. Dacă părinții vor fi găsiți vinovați, riscă să fie decăzuți din drepturi. Un polițist din Bistrița